Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la întâlnirea săptămânală cu magazinul nostru de cultură urbană. În această seară, după ce alaltăieri Moș Nicolae au umplut ghetuțele cu daruri, vorbim despre cărți, despre spectacole pentru copii și despre benzi desenate și ascultăm o foarte frumoasă colindă maramureșană într-o interpretare italiană. Sunt Radu Nechit, iar emisiunea Arte, Carte și Capricii începe chiar acum cu titlurile ediției. Astăzi la Arte, Carte și Capricii oferim cadouri creative copiilor de toate vârstele. Colecționăm orașe împreună cu bloggerul Cristian Popescu și răsfoim benzi desenate alături de Tudor Călinza Rojanu. În fiecare an, la sfârșit de noiembrie, la Cernavodă, are loc Festivalul Coral Internațional Ioan de Chirescu. În istoria zbuciumată a Dobrogei, cu aproape 500 de ani de stăpânire otomană neîntreruptă, familia Chirescu a însemnat ctitori de biserici, întemeietori de școli, eroi de război, artiști, primari, avocați, patrioți și vizionari. În această ediție, colegul nostru Marius Avădani vă invită să aflați cum a decurs prima parte a acestui eveniment cultural, care cuprinde o secție de muzică laică. În fiecare an, la Festivalul Internațional de Muzică Corală Ioan de Chirescu, pot fi ascultate 19 ansambluri corale invitate din țară, din Bulgaria, Republica Moldova și Italia. În 1981 s-a vorbit cu primăria din Cernavodă și s-a spus: domnule, haide să facem un festival coral în orașul în care s-a născut maestru Ioan de Chirescu. Și ia că în 81, în noiembrie, s-a născut prima ediție a festivalului Chirescu. Foarte puțin din coriștii din vremea aceea, de acum 36 de ani, mai sunt aici. Oficial, Armonia s-a numit din 2004, când acest nucleu pe care l-am format în cadrul școlii de la Tulcea, în jur de 10 tineri, au venit și au dat la facultate de teologie din Constanța și pe acest nucleu am format Armonia și am și dat numele atunci în 2004 și tot am dezvoltat, am adus oameni noi, an de an, și s-a constituit ceea ce înseamnă astăzi Armonia. Am ales un repertoriu laic. Am avut lucrări din folclorul românesc, am avut și lucrări din folclorul internațional și am stricurat și o romanță printre ele. Adeseori ca cei care cântă în cor de plăcere să stăpânească împreună cu dirijorul un simț al armoniei și al polifoniei prin care ajung să depășească profesioniștii. Formația corală de la Topoloveni, dirijată de preotul Ion Isăroiu, nu își mai merită de mulți ani emblema de cor de amatori. Am început repertoriul cu o piesă populară italiană, pentru că trebuia să ducem și muzica italiană în România.
Așa cum în Italia răspândim muzica românească corală. Apoi am continuat cu alte piese corale românești. Pentru români este ceva nou. Nu sunt foarte mulți cei care au ascultat și ascultă muzica corală românească și de aceea curiozitatea și plăcerea de a asculta altceva decât cotidianul de zi cu zi îți oferă este o surpriză și avem public și sunt foarte mult, și tinerii sunt foarte încântați de ceea ce aud neștiind că există chiar așa ceva. Goru Cherescu și în Bulgaria, prima oară în anul 2007, iar după aceea, anul acesta, la Festivalul Internațional de la Balcic, Cernomorski Zvuci. Eu totodată cântând în cor de mai bine de 19 ani. Noi ne înțelegem foarte bine și comunicăm foarte bine, sufletește. Suntem pe aceeași lungime de unde. Colindele tradiționale merg direct la inima românilor și oferă în decembrie un moment de liniște și meditație după un an plin. Vă dăruim și noi, astăzi, la Arte, Carte și Capricii, o clipă de spiritualitate alături de corul Arpeggio Endroa din Italia și colindul maramureșan la Viflem Colon Jos, după un aranjament de Nicolae Lungu. Stars.
Dragi prieteni, magazinul nostru de cultură urbană, arte, carte și capricii se încheie odată cu această superbă colindă. Ne revedem săptămâna viitoare de la ora 21, tot aici pe TVR3. Până atunci puteți să ne găsiți pe Facebook Arte, Carte și Capricii. Mulțumesc Escudo pentru vestimentație și Leather District pentru încălțăminte. Sunt Radu Nechit și vă doresc o seară minunată și nu uitați, cultura te face mai deștept!